să deschideți Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, de la versetul 31 la versetul 35, pagina în Biblie, 1045. După ce a ieșit Iuda, Isus a zis, Acum Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el, și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Textul din această seară vorbește despre cea mai înaltă virtute a creștinului, și anume iubirea. Accentul pe care Domnul Iisus l-a pus cel mai mult a fost iubirea. Și această iubire cristică pe care el a avut-o, dorește să o perpetueze și să crească și între noi. Într-o lume plină de ură, într-o lume egoistă, într-o lume pasivă, pasivă față de aproapele, față de semeni, mai poate exista această iubire hristică. De 2000 de ani ni se spune să ne iubim unii pe alții. Și de 2000 de ani ne urâm unii pe alții. Iubirea aceasta se cultivă. Pentru această iubire trebuie să lupți, pentru această iubire dumnezească. Au fost vremuri când chiar în propria în viață am simțit că această iubire parcă e mai subțire în viață. Și uneori parcă dâre de ură au apărut uneori de răzbunare, alteori de indiferență. Ca într-un târziu, trezit fiind de Dumnezeu și de cuvântul Lui, să zic, nu-i bine, trebuie să schimb ceva în viață. Ura nu ajută la nimic. Din potrivă, ura face rău în primul rând celui ce urăște. Și apoi face și celui urât rău. Dar ura, în primul rând, afectează urătorul. Ca și creștini avem o marcă care, sau o emblemă care trebuie să o prezentăm lumii. Și marca noastră, emblema noastră care ne reprezintă pe noi, nu sunt actele caritabile neapărat. Nu sunt clădirile care sunt importante, dar nu asta trebuie să ne scoată în evidența lumii. Nu acestea trebuie să fie relevante, ci, după cum spunea Apostolul Ioan înțelepților greci, care au venit odată la Apostolul Ioan, la bătrânul Ioan, singurul care a murit de moarte naturală, și au avut o discuție filozofii greci cu Ioan. I-au pus o întrebare lui Ioan, după ce au făcut mai înainte niște afirmații. De la noi, de la greci, aveți filozofia, aveți înțelepciunea. De la romani avem justiția. Dar voi, creștini, ce ați adus în lume? Și, zmerit cum era Ioan și înțelepciune Dumnezească, a răspuns: Noi am adus iubirea. Și, într-adevăr, Hristos a cucerit lumea prin iubire. Cea mai puternică armă care zdrobește orice armă adversă este iubirea. Niciodată nu-l vei învinge pe un dușman. Oricât ai încerca cu orice armă, dar o iubire puternică va topi orice ură. Aș vrea să ne uităm puțin la Domnul Isus Hristos. Și sigur că, dacă aș face o exegeză doar a acestor versete, cred că contextul cunoașteți fiecare. Este vorba de momentul când Isus stă la masă cu ucenicii, când spune că unul din ei, adică chiar dintre ucenici, îl va vinde. Ioan este cel mai aproape de Domnul Isus, plecat chiar cu capul pe pieptul Domnului, și Petru un semn gestual îi face să-l întrebe pe Mântuitorul cine este cel care dintre noi chiar și-ar permite să-l vândă. Și întreabă fiecare pe rând, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, până la urmă are și Iuda acest tupeu, pentru că omul cu păcat este și obraznic. Este și cu tupeu, este și fără bun simț și așa mai departe. Sunt o mulțime de lucruri legate de aceasta. Pune și el întrebarea. Nu cumva sunt eu, deși el știa foarte bine planul care l avea în inimă. Ba da, chiar tu ești. Și apoi spune Biblia: După ce Iuda a ieșit, Isus a mai avut o ultimă discuție cu ucenicii. Dacă vreți, este, cum spunem noi, în. Cultura noastră românească, limbă de moarte, sunt cuvintele de rămas bun, cuvinte puternice, cu un impact nu numai emoțional, dar cu un impact în viață. Și Domnul Isus le spune acum fiului Dumnezeu, adică Isus, a fost proslăvit în Dumnezeu și Dumnezeu a fost proslăvit în fiul. Cu alte cuvinte vorbește despre această trinitate, triunicitate dumnezească, în care Tatăl și Fiul sunt una. Și ceea ce face Tatăl pentru Fiul, aceea face Fiul pentru Tatăl. În, acest, în această combinație sfântă pe care nu o poți separa, n-ai cum să o separi, în această atmosferă dumnezească, îi duce Iisus pe ucenici și apoi continuă, cum le-am spus iudeilor, numai diferit de ce le-a spus Iisus iudeilor, le spune ucenicilor. Iudeilor le-a spus în felul următor. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Veți muri în păcatele voastre. Dar ucenicilor, Iisus nu le mai spune, veți muri în păcatele voastre. Ci le spune, după cum am spus iudeilor, că ei nu pot veni după mine, unde mă duc eu, în aceeași manieră vă spun și vouă, că nu puteți veni după mine. Vă spun vă acum. Și fiindcă nu puteți veni, vreau să vă dau o poruncă nouă. Și iată porunca. Să vă iubiți unii pe alții, dar nu cum o fac romanii. Nu cum o fac fariseii. Nu cum o fac cărturarii. Nu cum o fac preoții cei mai de seamă. Ci cum v-am iubit eu. Asta însemnând că el, Isus, se dă drept exemplu, etalon, pe cineva care să-l copiem în dragoste. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și concluzionează, dacă veți face în așa fel, să aveți acea iubire care eu mi-am manifestat-o față de voi, asta o să facă lumea mișcată. Asta o să-i determine pe oameni să devină ca voi. Nu programe, nu slujbe, nu ieșiri, nu pizza și pari, care nu sunt rele, părtășiile. Dar aceste părtășii, dacă sunt lipsite de dragoste, care ar trebui să o avem unii față de alții, ele nu-și ating scopul despre care Isus a vorbit. Nu este ușor să iubești. Pe cel care știi că ți-a făcut rău. Este ușor să iubești pe cei care te iubesc. Dar Isus a spus, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucru deosebit faceți? Nu fac așa și fățarnici, Nu mă fac așa și farisei? Iubesc pe cine mă iubește și urăsc pe cine mă urăște. Asta nu-i dragoste din Dumnezeu. Nu despre această dragoste a vorbit Isus. Ci Isus a vorbit despre, dacă vreți, cea mai înaltă formă, apogeul dragostei. Dumnezeu nu doar e dragoste. El însuși e dragostea. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iată, aș vrea să subliniez câteva lucruri. Cum a iubit Isus Hristos? Cum a iubit El? Cum se manifestă această iubire trecând de domeniul limbajului? Că ușor să-i spui în cuiva te iubesc. Însă, de la vorbă și până la faptă, poate este cel mai lung drum. A face declarații verbale de iubire nu-i mare lucru, nu-i greu. Sunt actori care au învățat oratoria. Și care îți fac declarații, poți să-i vezi în filme sau oriunde, încât ai impresia că chiar ești reale. Însă, sunt doar în filme. Aș vrea, dragul meu și dragii mei, să vedem cum a iubit Isus Hristos, să învăț, pentru că, învățând cum a iubit El, voi ști să iubesc și eu. Până la urmă, la asta se reduce toată esența vieții creștine la iubire. Hristos nu o să mă întrebe nici câte predici am ținut, nici câți oameni au fost în comitet, nici câți membri am avut în biserică, mulți sau puțini, ci în finalul vieții Iisus mă va întreba cât de mult ai iubit. Aceasta va fi întrebarea capitală, a iubit cum am iubit eu sau ai iubit cum ai vrut tu? Iată să ne uităm puțin cum a iubit Isus? În primul rând vreau să subliniați faptul Isus i-a iubit pe ucenici oferindu-le iertare. Iubirea practică este iubirea care iartă. Ce trist să auzi că sunt creștini care nu pot ierta. Îl iert, frate, dar nu mai vreau să am nimic de a face cu el. Iertați-mă, dar asta nu iertare. Poate fi scuză. Poate fi accept al acelui eșec, acelui căderi. Dar nu este iubirea cristică. Iată un exemplu din viața practică a Domnului Isus, când El a oferit iertare. Matei, capitolul 26, de la 69 la 75. Acolo ni se vorbește despre faptul că apostolul, atunci ucenicul Petru, promite lui Iisus solemnitate. Și spune aici, la această masă, când Domnul mai jos, veți citi, spune ucenicilor că îl vor părăsi, Petru i-a zis, unde te duci, Doamne? Unde vrei să te duci? Isus i-a răspuns, tu nu poți veni acum, după mine, unde mă duc eu. Dar mai târziu vei veni. Doamne a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Isus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori. Iată aici, în timp ce Petru promite solemn că s-ar duce oriunde după Domnul Isus, Domnul Isus îi prezintă eșecul lui Petru înainte ca acesta să se întâmple. Și apoi urmează momentul când Petru trăiește, practic, acest eșec. Știți cu toții foarte bine și mă gândesc că un creștin nu are voie să nu știe cu câți arginți a fost vândut Isus sau câți ucenici a avut Isus sau cine l-a vândut pe Isus sau cine s-a lepădat de Isus. Mă gândesc că nu există un creștin în biserică să nu știe asta. Că nu știu eu câți au ieșit din, din Egipt, câte zeci de mii și milioane, nu e important. Dar să nu știi cine l-a vândut pe Isus, asta e un lucru grav. Petru a ieșuat în promisiunea pe care a făcut-o Domnului. Și acum, auzind cântatul cocoșului, l-a trezit și a amintit cuvintele Domnului. A ieșit afară și a plâns cu amar. Știți de ce a plâns Petru? Pentru că și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Nu putea să-și creadă lui. Știți, noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. Bine, spunea Luther, eu nu mă tem de papa de la Roma, ci eu mă tem de papa inimii mele, care e mai puternic decât papa de la Roma. Mi-e frică de mine însumi. Că s-ar putea să fac promisiuni și să nu le pot ține. Că s-ar putea să zic că voi face anumite lucruri și nu le voi face. Mai frică mi-e de mine decât de papa și cardinalii lui, spunea Luther. Și pot să spun și eu același lucru. Mai frică-mi e de papa inimii mele decât orice, orice alt papa ar fi. Petru a păcătuit. Dar nu doar Petru. În Marcu 14, 50 la 52 și în Matei 26 cu 56 spune atât Marcu cât și Matei că toți ucenicii au zis după Petru, care era șeful, dacă vreți, care era liderul grupului, toți au zis în șir, nici noi nu te vom părăsi. Și toți l-au părăsit. Dacă Isus n-ar fi avut iubire, l-ar mai fi iertat pe Petru. Dacă Isus n-ar fi avut iubire, s-ar mai fi prezentat el în mijlocul ucenicilor să zică pace vouă. Faptul că i-a iubit, a demonstrat-o iertându-i. Și mai mult decât atât, faptul că Dumnezeu a iubit lumea, a demonstrat iertându. o Cel mai frumos, cel mai măreț, cel mai important verset numit de teologi, versetul de aur al Scripturilor este Ioan 3,16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult că l-a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Conversația dintre Isus și Petru, în Ioan capitolul 21, pe malul Tiberiadei, este următoarea. Din iubirea care eu ți-am arătat-o ție, ai învățat ceva? Mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Și știți acel dialog dintre Isus și Petru. Paște, mielușei, paște oițele, mielușeile, oile. Pentru că Petru trebuia să înveți un singur lucru, să ierte. Să ierte și el. Vor greși oițele, vor greși mielușeii, vor greși oile, dar cum eu te-am iertat pe tine, iarte și tu pe ei. Iertarea este un lucru dumnezeesc. Însă iertarea, fără a cere schimbare celui ce a greșit, spunea unul din teologi următorul lucru. A ierta pe cel care ți-a greșit fără să-i ceri schimbare nu ești decât un sponsor al răului. Nu degeaba, Isus a avut discuția cu ucenicul Petru. Mă iubești mai mult decât ceilalți și l-a întrebat de trei ori. Acum, de trei ori, pentru că de trei ori s-a lepădat, de trei ori ca să intre bine în minte și în suflet să nu uite niciodată, de trei ori pentru că Petru este cel care i-a pus întrebarea. În Matei 18, 21 la 22, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori? Iar Isus îi spune, nu -ți zic până la șapte ori, ci până la 70 de ori câte șapte, adică 490 de ori. Dacă îți va greși fratele într-o zi și va veni și va zice, iartă-mă că ți-am greșit, de 490 de ori într-o zi să-l ierți. Dar cine îți poate greși de 490 de ori într-o zi? Nimeni. Ar trebui să, iert, să greșească în fiecare secundă. Nu știu. Dragul meu, vreau să spun, oricine ai fi, eu sau tu, în fața lui Dumnezeu suntem egali. Și dacă nu iubim și urâm în ascuns, și dacă nu iertăm cu adevărat pe cei care ne-au greșit, noi nu semănăm cu Hristos. Putem să cântăm, putem să predicăm, putem să ne numim președinți și vicepreședinți și păstori și... Numiți-vă ce vreți. Dacă n-ai dragoste ca să ierți, spune apostolul că ești nimic. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș împărți toată averea să o dau săracilor, chiar dacă aș face toate actele caritabile și n-aș avea dragoste, Rezultatul este nul. Nu sunt nimic. A ierta înseamnă acțiune. Acțiune care trebuie să o simtă cel care te-a păgubit. Dacă el nu simte iertarea ta, să știi că nu l-a iertat. Dacă spui el iert, dar nu vreau să am de-a face cu el, dacă spui el iert, iar când ești, îi întorci spatele și nu dai mâna cu el, ce iertare este asta? O iertare care nu iertare și pe care Dumnezeu o vede și nu o apreciază. Roman 12 cu 20 spune Pavel, ți-a iertat vrăjmașul? Dacă ți-a iertat vrăjmașul, uite ce să faci. Dacă este foame, dă să mănânce. Dacă este sete, dă să bea. Căci dacă vei face astfel de lucruri, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Adică va simți iertarea. Un al doilea lucru, deci Iisus, țineți minte, a iubit oferind iertare. I-a iertat. Doi, Iisus i-a iubit pe ucenici mustrându-i sau corectându-i. Dragii mei, dacă aveți un prieten și prietenul ăla niciodată nu vă mustrat, nu vă corectat. Vă spun de pe acum: gândiți-vă bine, nu vă este prieten. Un prieten adevărat îți va spune greșeala. Am crezut că îmi sunt mulți prieteni. Și am crezut că cei mai buni prieteni sunt prietenii aceia care niciodată nu-mi spun nimic că am făcut rău. Și m-am înșelat într-un final. Mi-am dat, mi dat seama că nu mi-au fost prieteni. Iată ce spune în Proverbe 27 cu 6 rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dar sărutările unui vrășmaș sunt mincinoase. Iisus i-a spus lui Petru adevărul și Petru s-a supărat. A venit Iuda și l-a sărutat pe Mântuitorul și a spus cuvinte dulci care l-au rănit pe Mântuitorul pentru că nu erau adevărate. Într-un mod, dacă vreți, să nu zic sarcastic, Iisus i-a zis, prietene, cu o sărutare vin tu pe fiul omului? Adevăratul prieten îți va spune greșelile. Adevăratul păstor al oricărei biserici va spune greșala bisericii sau greșelile. Nu le va tolera ca să nu-și piardă membrii. Nu va ocoli adevărul biblic pentru ca să nu jignească. Deși oamenilor le place să fie mințiți. Le place să le spui lucruri frumoase despre ei, chiar dacă ei. chiar dacă nu s-a adevărat. Gândiți-vă numai în Matei 8:31 la 33. Isus vorbește de faptul că va fi dus la Ierusalim, va fi bătut, va fi omorât. Și Petru se apropie de el cu cele mai sincere intenții. Oh, să te ferească Dumnezeu, Doamne să nu ți se întâmple nimic din tot ce ai zis. Păi dacă tu știi ce ți se va întâmpla că te duci la Ierusalim, după ce să mai mergi, Doamne? Do, să te ferească Dumnezeu! Și auziți, se întoarce Domnul Isus la Petru și îl mustră în fața tuturor, nu îi spune la ureche. Domnul Isus a mustrat pe Petru și a zis, înapoi a mea, satanul. Fiindcă tu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrările oamenilor. Păi să-ți spună un prieten așa, în mijlocul sau în, în grupul celorlalți prieteni, înapoi a mea satană. păi te-ai supăra? Nu te-ai supăra? Eu m-aș supăra. Cineva mi-a spus când eram mai tânăr, că m-am dus înaintea lui, și zice, treci înapoi a mea. Și nimeni n-a zis cuvântul. Dar te superi. Te superi. Nu este singura dată când Isus i-a corectat sau i-a mustrat. Marcu 16 cu 14, Iisus a arătat celor 11 care ședeau la masă și spune Biblia după înviere, că i-a mustrat pentru necredința lor. Care necredință? Păi prima dată s-au arătat femeilor și femeile s-au dus și le-au spus, a via Domnul. După aia s-au arătat celor doi de pe drumul Emausului și cei doi s-au întors la Ierusalim seara și le-au spus, „Am via Domnul și i-au zis, noi nu credem. Iisus nu s-a sfit să nu le spun adevărul. Nu s-a sfit ca să-i corrijeze, ca să-i îndrepte. Iată ce spune Apostolul Pavel atunci când scrie bisericii din Tesalonic. Cum să-i mustre pe leneșii din biserică, care nu vor să lucre? Și nu numai că nu vor să lucre, dar nici nu acceptă învățăturile apostolilor care vorbeau despre hărnicie, despre a pune mâna și a face ceva. Ăștia umblau dintr-un loc în altul numai cu bârfe și discuții. Toată ziua la cafea. N-aveau timp de lucru. Și auziți ce spune Apostolul Pavel. Scriindu-i 2 Tesaloniceni 3, capitolul 3, versetul 14, versetul 15. Și aș vrea să-și citesc. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vă și să nu aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine. Nu pentru totdeauna să nu mai ai legătură de el, pentru o vreme, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Adică, corijați-i. Nu înseamnă că dacă ți-i prieten, nu trebuie să-i spui lucruri care nu-i plac, care îl deranjează, de frică să nu-ți pierzi prietenii. Ce spune ca să-l ajuți. Pentru că dacă îl lași în direcția greșită, se va pierde. Pavel îl sfătuiește pe tit. Tit, capitolul 3, versetul 9 și versetul 10. Vă rog, dacă puteți să-mi postați. Tit, capitolul 3, versetul 9, spune așa. Dar de întrebările nebune, de înșiruirile de neamuri, de certuri și ciorovăiel privitoare la lege, ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Și următorul verset. După întâia și a doua mustrare, Depărtează-te de cei ce aduc dezbinări. Adică ai frați care vin tot timpul și cu tot felul de întrebări din astea de care le-am citit. Mustră-l odată, mustră de două ori și dacă nu ascultă, zice, depărtează -te de astfel de oameni. Asta spune Pavel. Mustră-ți copilul Ce înseamnă a mustra? A certa cu caracter de îndreptare. Nu al distruge. Când mustrarea este însoțită de dragoste, atunci câștigi pe cel care îl mustri. Dar când mustrarea e însoțită de ură, nicio șansă de schimbare nu va fi. În al treilea rând, Iisus a iubit ucenicii prin a-i ajuta. Deci, în primul rând, prin ai ierta, prin ai corecta și prin ai ajuta. Prietenul bun spune în proverbe 17 cu 17, iubește oricând și în necaz ajunge ca un frate. Ai astfel de prieteni. Proverbul românesc spune, că îți vor bine, le duce duci în spate. Ai pe cine duce în spate? Și că doi prieteni mergeau odată pe drum. Tare bun prieteni erau. Nici ei nu știau cât de buni prieteni. Până când un urs i-a ajutat să vadă diferența. Unul mai rapid, mai sprinte, a sărit într-un copac și stătea acolo și se uita la urs și tot striga la urs. Iar celălalt, nemai având timp să urce în copac, s-a aruncat ca mort în mijlocul drumului. A venit ursul și a început să-l miroase pe cel căzut în mijlocul drumului, să-l miroase de jur în împrejur. După o perioadă, ursul s-a plictisit, să-l mai miroase și a plecat. După ce a plecat ursul și s-a asigurat cel din copac că nu-i mai ursul în jur, s-a dat jos din copac, s-a apropiat de prietenul lui și a zis, hai că au plecat ursul. Dar zice, mergând pe drum ei, la un moment dat zice ăsta care se urcase în copac, spune te rog, ce ți-o tot șoptit ursul pe la urechi? Că am văzut că tă pe la urechile tale, pe la capul tău s-a învârtit pe acolo. Ce ți-o tot șoptit? Băi, zice, vrei să știi? Păi aș vrea să știu. Păi mi-a spus ursul, cu prieten ca tine, să nu mă mai duc niciodată pe un drum. Că mă lasă să mă mânce ursul. Un prieten bun este un prieten care te va ajuta. Iată ce spune Iacov, capitolul 2, versetul 15-16. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul din voi le zice duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase. Ajută asta la ceva? Cineva îmi spunea, frate, nu mai vreau să mă duc la biserici și nu vreau să dau numele denominației. Dar de, de ce? Păi de câte ori m-am dus, zice, la biserică, i-am spus păstorului necazul care l-am, o zis păstorul, Domnul să fie cu tine, Domnul să te ajute, fac o rugăciune pentru tine. Și cu asta o terminat cu mine și m-am pachetat și am plecat cu problema nerezolvată. A iubi înseamnă a pune mâna, a ajuta. 1 Ioan 3, cu 18 spune să nu iubim doar cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Iisus i-a ajutat pe ucenici când s-a strânit o furtună pe mare, Marcu 4, 35 la 41. I-a ajutat pe ucenici, Marcu 6, 30, 44, la înmulțirea celor cinci pâini și doi pești, ca să nu se facă de rușine în fața mulțimilor. I-a ajutat pe ucenici atunci când Petru trebuia să plătească taxele. L-a trimis la mare și știți întâmplarea cum un pește a venit corul blângură și și-au plătit taxele. L-a ajutat pe Petru când era să se nece. Matei 14, 31 a întins mâna îndată și i-a zis puțin credinciosule pentru ce te-ai îndoit. Ne-a ajutat pe noi, pe fiecare. Ar trebui să fim și noi mai atenți și să-i ajutăm pe frații noștri. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În al patrulea rând, Iisus i-a iubit pe ucenici prin a-i accepta așa cum erau ei. Frați și surori, în biserica asta și în orice biserică, biserica e formată dintr-un conglomerat de oameni. Oameni care sunt diferiți. Noi fiecare de aici suntem diferiți în felul, suntem unici. Știți că amprentele de la mâini, de la degetele mâinii, da? Sunt unice. Amprentele mele nu le mai are nimeni de pe planetă. Poate să fie 9 miliarde, poate să fie 10 miliarde, poate să fie 100 de miliarde, să fie câți or fi. Dumnezeu așa ne-a făcut cu amprente unice. De aia se iau amprentele atunci când te duci și de aia se fac cercetări atunci când există cazuri penale de către organele statului, ca să găsească făptașul. După amprente. Și amprentele țin un rol foarte important. Suntem diferiți, dar trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Unii sunt mai citiți, alții mai, pu mai puțin citiți. Unii mai bogați, alții mai puțin bogați. Unii mai tineri, alții mai bătrâni. Unii cu școală. Și cu limbă engleză, super. Alții veniți aici cu greu, muncind cu greu pentru generațiile astea care vin. Nu știu atâta engleză. Dar n-ar trebui să existe conflict între generații. Ci ar trebui să existe iubire și acceptare. Fratele de mai sus, zicea Pavel, să-l să privească pe cel de mai jos cum? Cu dragoste. Isus a avut între ucenici. A avut și vameș, și mă gândesc că nu oricine putea să fie vameș, trebuia să mergi la o școală, trebuia să ai niște noțiuni elementare de matematică. Mă gândesc că trebuia să fii totuși cât de cât dezghețat. Nu oricine era la vamă, însă Matei era un vameș. Și Matei să-l vezi pe Matei vameșul că trebuia să se ducă cu pescarul Petru, pescarii erau, cum ar fi, nu știu, ziceți dumneavoastră, orice meserie simplă, simplă de tot. Nu știu dacă mecanicul e cel mai simplu. Că eu, de exemplu, dacă mă pui să desfac un motor, nu, nu știu să mă descurc. Poate că sunt mai slab decât mecanici. Dar, în orice caz, știți pe tărâmul nostru mioritic, cei mai slabi se considerau banii. Pentru că n-aveau școală și așa mai departe. Însă, Hristos ne-a adus pe toți la același numitor comun. Și pe mecanici, și pe ciobani, și pe cei cu universități și cu doctorate. Și ne-a făcut pe toți frați. Și lucrul acesta este extraordinar. Uită-te în stânga și în dreapta ta, uită în față și în spate și să spui ăștia frații mei, așa cum sunt ei, mai buni, mai răi, mai școlați, mai neșcolați, mai cu bani, mai fără bani, mai cu mașini mai tari, mai cu mașini mai slabe, mai cu casă sau în chirie, cum ăștia sunt frații mei. Apostolul Iacov chiar ceartă frații, îi corigează, mai bine zis, pentru că deja în biserică au făcut diferențe între cei îmbrăcați bine și cei îmbrăcați, zice el, prost sau mai slab. Spune în Iacov 2, de la 2 la 9. De ce faceți diferență între frați? Dacă în adunarea voastră vine unul îmbrăcat bine, cu haine luxoase, cu haine scumpe, îi ziceți, treci în față, hai stai aici pe banca din față. Și dacă cumva s-a nimerit că unul îmbrăcat prost, îmbrăcat slab, s-a așezat pe banca aia din față, unde ai vrea tu să stea bogatul, îl ridici pe cel sărac și îi spui tu du-te în spate și stai acolo, la picioarele mele, iar bogatul să stea aici, în față. Nu faceți voi diferență fraților? Nu bogații vă târăți, vă duc la judecăți, nu din cauza bogaților aveți probleme, zice Apostolul Iacov. De ce faceți diferență între frați? E un păcat. E un păcat să n-ai, cum să spun, sensibilitate față de, de frații care vin aici în biserică. Să vină cineva să se așeze pe un loc și tu să-l ridici de acolo să spui ăsta e locul meu, mută-te mai încolo. Nu există jignire mai mare pentru un musafir. Nu există mai mare jignire pentru un musafir să spui ridică-te de aici că ăsta e locul meu, du-te mai încolo. În biserica asta nu scrie locul nimănui, pe nicio bancă. De se întâmplă să vină un musafir să se pună pe locul tău, adică în ghilimele că nu e tău, toate locurile sunt ale noastre, oriunde poți să te pui să nu cumva să mai faci niciodată greșeala să spui ridică-te și du-te că aici ai locul meu, așa este în altă parte. Și de nimerește pe locul altuia și cu același tupeu să-i spună și ăla și e locul meu. Păi până la urmă unde să se pună fratele sau sora? Nu faceți diferență. Noi suntem frați. De bucurie că vine cineva, eu aș sta și în picioare, Aș sta oriunde dacă vine un suflet nemântuit să se mântuiască. Aș sta și afară dacă trebuie numai să se mântuiască. Pentru că asta înseamnă dragoste creștină. Cealaltă latură înseamnă lux. Lux creștin. Cu care Hristos nu are nimic a face. Și ultimul lucru care vreau să-l subliniez, că timpul s-a dus. Iisus i-a iubit sincer pe ucenici. Sincer. Roman 12 cu 9 spune, dragostea să fie fără prefăcătorie între voi. Fie vă groază de rău și alipiți-vă tare de bine. Poate cineva să se prefacă că mă iubește? Da. Poate cineva să se prefacă că te iubește? Da. Și lucrul acesta îl vei simți. În Ioan 13 cu 1 spune așa de frumos Ioan. Iisus ne-a iubit pe noi pe ucenici. Și vrem să vă spunem, fraților, din secolul acesta și din toate secolele, că Iisus ne-a iubit până la capăt. De unde a tras concluzia asta, Ioan? Pentru că a văzut sinceritatea iubirii lui Iisus. Ne-a iubit până la capăt. Suntem chemați să avem o iubire sinceră față de frați. 1 Ioan 3, 11 și 12. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și l-a omorât pe fratele său. Și de ce l-a omorât? Pentru că faptele lui erau rele. Adică s-a prefăcut Cain că îl iubește pe fratele său. S-au dus la închinare prefăcut. S-a prefăcut că vrea să aducă o jerfă Domnului, dar cel ce cântărește jerfa și cel ce o respinge sau o primește nu-i Abel ci e Domnul. Și Domnul a văzut fariseismul, ura ascunsă în Cain. L-a și atenționat. Cain, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, Cain. Eu știu și văd ce gândești, Cain. Dumnezeu să ne ajute așa să iubim și noi ca Isus. Isus a iubit Iertând, corectând, ajutând, acceptându-i așa cum sunt și sincer. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin.